Știu bărbații ce zic atunci când laudă berea, această băutură chiar face minunt, dar nu atunci când e băută. Tot mai mulți americani au început să facă bai în bere sau să folosească măști realizate din această băutură, iar tratamentele par să facă minuni. Proprietara acestui spa din Florida își ademenește clienții cu promisiunea unor rezultate imediate. Elixirul tinereții veșnice este chiar licoarea preferată a bărbaților, berea. Dar ca să dea rezultate nu trebuie să o bei, ci să te îmbăiezi în ea. Tratamentul durează 50 de minute și costă $80. Copper bath is a... balances out the positive and negative ions in our own body. O baie în bere face cât mai multe tratamente clasice din centrele spa, spune proprietara centrului. Detoxifies and purifies your body. It exfoliates and hydrates your skin. It also makes your hair shiny and silky. O asemenea baie este și foarte relaxantă. Pentru asta însă nu e responsabilă berea, ci angajații centrului, care au grijă să pună muzică în surdină pentru clienți și să le ofere tot ce le cer. It's good for irritability, it's great for acne, it's also great for any sort of skin lesion. Your skin lasts, I mean, it feels soft forever. I think I found the fountain of youth. Proprietara centrului are un avertisment pentru cei care vor să încerce un asemenea tratament acasă. Berea pe care o folosesc ei e făcută după o rețetă specială și nimeni n-ar trebui să se îmbăieze în bere din comerț.